și jocurile n-au fost rele. Chiar dacă unele rezultate n-au fost favorabile fotbalului românesc. De exemplu, Steaua a jucat cu o echipă foarte bună. N-a jucat rău, a alergat mult, dar a întâlnit o echipă asta daneză cu mult peste valoarea Stelei. Nu vă este frică atunci de talpan atunci când spuneți Steaua în cazul echipei FCSB? Păi ce dracu, doamne, eu știu ce s-a întâmplat și știu cine este Steaua. Steaua este cea care a continuat. Nu s-a întrerupt vreodată campionatul? Nu. Au început altă echipă, ce Dumnezeu? Și a fost o hotărâre judecătorească, că federația nu a aprobat dacă nu era hotărâre judecătorească. Cum vi s-a părut faptul că în aceste două meciuri pe care le-a găzduit pe stadionul Steaua, FCSB a avut tribunele pline? Dumnezeu, pentru că lumea știe că asta este Steaua. E iubită de copii, de toată lumea. Și afară de asta, Becali face un marketing necontrolat, dar extraordinar de favorabil. Da, foarte frumoasă această descriere. Pe de altă parte, pentru că ați pomenit de Gigi Becali, el a fost foarte dezamăgit într-o primă fază atunci când s-a gândit la jocul echipei sale. Dimineață, după ce a mai rumegat situația, i-a dat cu plus. Adică i s-a părut că totuși FCSB n-a jucat chiar atât de rău. Nu, n-a jucat rău. Pentru că au jucat în compania unei echipe mari. Chiar dacă n-are nume deocamdată, dar este echipă valoroasă, să știți. Aveau altă viteză față de 3 sferturi din jucătorii Stelei. Pentru a mai recupera din această diferență de viteză, Gigi Becali ar vrea să facă și ce fac cei de la Norseland, adică să-și facă o academie în Africa. El în Uganda a cumpărat teren și acolo ar dori să facă o academie. Însă, a făcut și biserici în străinătate. Da, chiar aici, în Uganda. În da, a făcut biserici în străinătate, ajută lumea ortodoxă. Ortodoxia, pe unde este în lume, Becali bagă bani. Asta este viața lui, e crezul lui, n-ai ce să-i faci. Îi dați vreo șansă vicecampioanei României, FCSB-ului, în acest retur cu Norseland? Nu. Poate din întâmplare pot să scoată un rezultat favorabil, dar nu să bată acolo, nu cred. Nu cred că sunt în stare să bată acolo. Ca să poți să alergi, să faci acolo, trebuie să alergi dublu. Becali zice că speranța lui nu este neapărat la o victorie, ci la un meci care să fie dus la loviturile de departajare. Așa și ar trebui să gândească toată lumea să ducă acolo să câștige, nu să piardă. Dar așa, după cum am văzut valoarea echipei, convingerea mea este așa cum mai pricep și eu și sunt de meserie. Valoarea echipei daneze depășește cu mult valoarea echipei lui Becali. Sunteți și dumneavoastră în acest cor al celor care critică faptul că Andrea Companiu a fost schimbat tocmai când FCSB rămăsese în superioritate numerică? Păi bun, dar de unde să știe că va fi eliminat fundașul central? Mi se pare că n-a fost schimbat imediat după ce... Nu, să fiu sincer și eu, schimbam pe Companiu, eu n-am jucat nimic. De fapt, n-am jucat nici celălalt care l-a schimbat. Nici Tavi Popescu. Tavi Popescu a jucat excelent. Excelent. E singurul care joacă pase filtrate. Sunteți în dezacord cu invitatul Dinu Gheorghe. De mult îl promovați pe Tavi Popescu. Nu-l promovez, domnule, mă pricep la fotbal, nu-l promovez pe... E singurul care încearcă ceva și aleargă pe partea lui, nu se centrează. Are nativ... Dacă ar avea și puțină educație fotbalistică, nu mă bag eu la altă educație. Nu prinde echipa. Ar fi un fotbalist bunicel. Nu prinde echipa, nu vedeți? Tot timpul e pe bancă. Nu. Dacă a jucat o repriză întreagă, nu înseamnă că nu prinde echipa. Poate juca peste Florinel Coman? Da.
Florinel Coman nu are moral de competiție înaltă, de competiție mare. La toate jocurile importante, Florinel Coman n-a dat de randament. Ăstălalt este, are moral mai tare. Și ăla este foarte talentat, dar sunt talente pentru fotbalul românesc, nu pentru fotbalul internațional. Această afirmație a dumneavoastră are sprijin în faptul că, de exemplu, la echipa națională în ultima vreme, Florinel Coman nu a reușit nimic notabil. Apropo de meciurile importante în care el nu reușește să... Nici n-a fost folosit cu insistență. Da, dar atunci când a intrat pe teren a dezamăgit la echipa națională și chiar și în anumite meciuri pe care le-a jucat. Dom'le, eu nu spun că nu este talentat. Este talentat pentru fotbalul românesc, este chiar poate cel mai în formă jucător la această oră. Problema este că nu mai avem valori care să joace în fotbalul internațional, cum era odată, de la Dan Petrescu, Cătuș, Agi, Gică Popescu, Doamne, dacă erau, Gică Craioveanu și așa mai departe. Acum nu mai avem niciunul care joacă la o echipă mare în Europa. Pe asta spune multe, domnule. Domnule Dragomir, apropo de priceperea în fotbal de care aminteați mai devreme, care este explicația dumneavoastră pentru care la Rapid lucrurile merg atât de rău, deși există investiții importante acolo? Domnule, Rapidul este o echipă grea de condus, să știi. Pentru că are o galerie frumoasă, dar destul de turbulentă. Adică nerăbdătoare și așa mai departe. Băgăcioasă? Puțin? Și băgăcioasă puțin, nu? Dinu Gheorghe. Mie îmi place, numai că e greu de făcut echipă la Rapid cu bani puțini. Cum, domnul Dragomir, au cheltuit în vara asta până acum, declarat, 2 milioane de euro. Și tu crezi? N-a transferat nimeni jucători de 2 milioane de euro. Și tu crezi? Eu nu cred. Păi 750.000 pe Petrila, 600 Ramani la Kosovo. Domnule, dacă au dat pe Petrila atâția bani, înseamnă că ceva este în regulă. E ceva putere din Danemarca. Au dat, domnule, e oficial, au spus ei, 500.000 împrumut, tu transfer definitiv 250.000. Ei au spus, nu noi. Deci da. Au dat 2 milioane pe un jucător la Mercur Asiuc, 400.000 de euro, un copil, o mare Sari. Deci, nu l-a văzut nimeni. Nu l-a văzut nimeni deocamdată, într-adevăr. Au dat bani pe jucător, dar... Depinde ce aduci. Domnul Dinu, dumneata să știi că asta este o meserie pe care o înveți în ani. Nu o înveți în 2 ani. Da? Asta este o meserie ciudată, domnule. Să știi să construiești echipe e greu, să faci echipe e greu, într-adevăr. Păi, și sigur că da. Domnul Șucu este un om serios, eu îl cunosc. N-are nimeni pretenția că este un om priceput la fotbal. Celălalt, Angelescu, părerea mea este că n-are de unde să știe, domnule. În primul rând, trebuie să conduci ani de zile, domnule, să te lovești de toate problemele astea în fotbal, ca să poți să ai pretenții. Dar ei sunt oameni simpatici, oameni deștepți. De ce să nu recunoaștem? Problema este că e greu. Asta e meseria grea la fotbal. Și nu puțini au reușit, nu mulți au reușit în această țară.